Salutare și bine te-am regăsit la Meditații pentru Părinți. Astăzi sunt pusă pe voie bună, fiindcă dezbatem ce înseamnă timp de calitate părinte-copil cu explicații și idei pentru părinții copiilor preadolescenți. Pam, 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 pam. Și invitata mea este Mirela Horumba, psihoterapeut. Bine ai venit! Mulțumesc de invitație! Doamne, ajută că e copilul la grădiniță, înțelegi, și încă nu sunt acolo cu ștrântite. Dar știi de ce ți-e frică? De aia nu scap. Uh-huh, fiindcă fix asta făceam eu. Și trânteam ușile și îi spuneam maică-mi că plec de acasă. Și aveam și era acela, nu-mi pasă de-l simți aici, am plexul solar. Până mi-a zis tata, ia pleacă tu și strângeți hainele și am zis, hai că glumim, hai că las, hai că mai stau puțin. Stai că m-am răzgândit. Cât timp ar trebui să stăm de vorbă cu copilul nostru pentru a-l simți că este alături de noi și el a ne simți că îi suntem alături? Adică de încredere, că poate să aibă încredere în noi. Până în final, orice timp pe care îl petrecem... Mamă, până te duci să spună verghieta pe mână și acolo suntem alături de tine. Da, da, da. Ideea este că până în final, orice moment al zilei, putem să-l transformăm într-un timp de calitate în relația părinte-copil. Eu știu că la pubertate lucrurile stau extrem de diferit, pentru că dacă până la clasa a patra copilul avea încredere, era oarecum mai conectat cu tine și nu avea disponibilitatea să-ți repună în discuție ce spui, nu te contrazicea sau se întâmpla mai rău. Dar la pubertate totul pare că e cu fundul în sus. Auzi, da, totuși, sau cu sus în jos. Hai să fim serioase. Mie mi se pare normal ca un copil să nu dorească neapărat să împărtășească. Până la urmă e vorba de intimitatea lui. Gândește-te cum ar fi să ne zdrângănească pe noi cineva, ce ai făcut, ce ai mâncat, de câte ori ai fost la toaletă, ce ai râs. Iar dacă e să fim serioși, uite-te ce întrebări punem copiilor. Da, ce ai mâncat? Atât? Ți se pare că un copil de 10 ani o să rămână mort de foame? Da. Ți-ai luat... Fie vorba între noi, da. Pe bune. Pentru că uite să mănânce, să iau cu joaca. Măi, eu n-am văzut până acum niciun copil mor de foame. Mor deci de foame nu, da. Organismul nostru e atât de inteligent încât îi semnalează anumite aspecte. Mie mi se pare normal să învățăm în această perioadă să facem un pas în spate și să-i creăm și lui posibilitatea de autonomizare, că despre asta e vorba în această perioadă. Corect. Și de noi vrem de... să-l toca, care și cum ar fi încă și un copil. Și acum începe Shakira. Toca. Am putea să o aducem pe ea la parteneriate. Mire, sunt foarte mulți părinți, ei încep, se duc așa în lambada, că mama lasă-mă la mol, că eu de ce nu pot să plec, că se duc nu știu unde. Pe mine, în momentul în care nepoata mea la 15 ani am auzit că cerea voie mama ei și mama ei a spus da. Și eram, Carmen, ce este în capul tău? Înțelegi, eram super stresată și reacția a fost de genul următor. Ce vrei să mă mintă? Prefer să o las și să vadă că am încredere în ea și să aibă încredere în mine și să fie tot ok. Ce facem când au gașca asta de prieteni și sunt clasa 9, 10 și vor să iasă, se cred ei zmei prin oraș, prin centru vechi, când au de asta cu centru vechi? E o întrebare foarte bună și ceea ce recomand părinților este... Dacă să trag aer în piept! Să trag aer în piept! Să bea un par cu apă! Unde ai zis că vrei să mergi? Ideea este următoarea. Sunt locuri în care putem să-i lăsăm să meargă cu inima noastră deschisă sau putem să le spunem nu. Noi avem mari dificultăți în a le spune nu copiilor noștri. Da. Și atunci, tocmai de aici provin toate problemele, pentru că nu știm când să zicem da și când să zicem nu sau atunci când zicem nu, nu putem să-l zicem până la capăt. Și noi transmitem mesaje greșite. Ambivalente. Da. Adică e ca și cum nu ne este frică de copiii noștri. Corect. Apropo de frică, când crezi că ar trebui să fie vârsta potrivită în care să vorbim despre sex, realmente, despre perioada menstruației, despre când ar trebui să ne crească un sân, de când ar trebui să ne dezvoltăm la pubertate în cazul băieților? Păi, dacă ne gândim un pic în clasa întâi, deja copiii știu lucrurile astea. Este pe bune, în clasa întâi știu? Stai că eu... Sunt multe lucruri. Părinții confundă a vorbi copiilor despre sexualitate cu a face sex. A vorbi copilului despre sexualitate înseamnă, în primul rând, a-l conecta cu propriul lui corp. Știu, dar vorbesc despre sexy. Pe mine mă interesează că noi avem tema de preadolescenți, înțelegi? Adică putem să dăm și cu adolescenții. Important și... este să testezi un pic terenul. Undeva în clasa 1-a, 2-a, 3-a, să vezi exact cam... ce-l interesează pe copil, pentru că el vine să te întrebe. Dacă nu te-a întrebat până pe la 8-9 ani, du-te și bagă-te tu în seamă. La 8-9 vezi... ani să vorbești despre sex, realmente? Să vorbești despre etapele de dezvoltare a corpului, Tili. Asta da, am înțeles, dar mai mult interesează despre sex. Mirela, concentrează-te, adică am copilul de 15 ani. Da. Da? Și vine fina. Păi stai puțin că dacă te la pubertate, încă n-are 15 ani, are... e pe la... Hai să spunem că până în clasa 8-a. Că s-a dezvoltat un pic mai încolo, înțelegi? Da?
15 ani, 16 ani. Da. Și știu că are prieteni care se pupă, care se țin de mână, care nu știu ce. Și eu nu prea am vorbit. Ce fac? Nu e momentul să-i spun, mamă, hai să-ți explic cum se treabă, că barza nu există. Deci în momentul în care vezi că au început să-i apară sânii la fetițe, apare menarha, prima menstruație, la băieți apar pilozitățile secundare, apar mirosurile alea, că nu mai poți să stai lângă ei, că dacă nu se spală, e o realitate, Tili. Știu, mi-aduc aminte pe nouă mirosul, că mi-am adus aminte de copilăria mea, înțelegi? Cum eram în clasă și ce figuri făceam noi, fetițele, și eram, nu stăm, știi? Da, despre asta. Deci atunci este momentul, pentru că atunci organismul nostru se pregătește pentru perioada de sexualizare adultă, care conține și partea erogenă a lucrurilor. Uh-huh. Despre asta este vorba. Abia atunci ne băgăm în seamă cu adevărat și atunci vorbim, da, important e să fii tu pregătit, că dacă tu te înroșești, păi, te înverzești, îți ies cuvintele sau îți rămân în gât când vorbești despre penis, despre vulvă, despre vagin, despre toate lucrurile astea, trebuie să avem o abordare științifică. Corect. A lucrurilor, adică e ca și cum te duci la doctor și dacă îți vorbește despre globul tău ocular e în regulă, dar dacă îți vorbește despre penisul tău, deja, ce mi-a zis, ce a făcut, ce a zis? A zis un organ din corpul tău. Da. Și sexualitatea se ajunge la chestia asta, exact, din asta corpul spun, nostru, corect. Pe bune. Dar abia după ce trecem de etapa asta despre sexualitate, cu care sunt într-o totul și într-o totul de acord, în așa fel încât să nu-mi crească un adult care să fie rușinat de propria persoană. Păi de asta și persoană. Pornografia are atât de mult succes, pentru că toți confundă acești... pornografia cu dragostea și iubirea. Corect. Exact. Îți mulțumesc foarte mult, Mirela. Crede-mă că aș mai sta cu tine o grămadă de timp, dar promis să dezbatem. Dragilor, eu zic așa, haideți să dăm pe prietenie copiii noștri care sunt deja pe la vârsta de 15 ani, să abordăm subiecte din punct de vedere științific după ce am trecut de etapa de sexualitate, adică nu arătați pe aceasta, ca să ajungem la lucrurile importante, în așa fel încât copiii noștri să nu aibă semne de întrebare și mai ales să știe exact ce să facă. Și exact asta înseamnă un timp de calitate petrecut de copiii noștri, să îi pregătim pentru ceea ce urmează să se întâmple. Cum ați spune voi în ședințele voastre de la birou one-to-one. Exact! Vă pup și vă mulțumesc frumos pentru atenție!